Berbec, veți reuși să petreceți dimineața împreună cu cei dragi, ceea ce vă va influența pozitiv restul zilei. Nu vă simțiți vinovați de deteriorarea relațiilor dintre cei apropiați. Taur, deși sunteți pregătiți să fiți mai deschiși cu prietenii, aceștia s-ar putea să nu fie de acord. Fiți atenți înainte să luați decizii în plan personal. Gemeni, astăzi veți fi receptivi la oportunități, în special la locul de muncă. Analizați orice propunere care ar putea să vă pună în valoare aptitudinile și veți reuși să impresionați. Rac, s-ar putea să vă simțiți copleșiți de responsabilitățile profesionale și să deveniți mai irascibil. Totuși, nu îi lăsați pe cei dragi să creadă că nu îi apreciați. Leu, veți reuși să rezolvați o problemă la locul de muncă, ceea ce ar putea aduce noi provocări. Nu vă faceți griji, deoarece veți fi inspirați și ambițioși, iar cei dragi vă vor susține. Fecioară, astrele anunță o perioadă foarte bună pentru viața de cuplu. Veți reuși să vă creați un viitor prosper alături de partenerul de viață și la locul de muncă veți avea o zi foarte productivă. Balanță. Astăzi veți reuși să faceți tot ceea ce vă propuneți, însă nu vă puteți concentra asupra relațiilor cu cei din jur și partenerul s-ar putea să vă critique pentru lipsa de implicare în activitățile de familie. Scorpion. Veți fi tentați să alegeți calea cea mai ușoară, ceea ce ar putea să vă facă să nu fiți atenți. Provocările ne ajută să evoluăm, așa că încercați să riscați mai des. Săgetător, vă trebuie mult curaj pentru provocările de la locul de muncă. Totuși, cei dragi sunt tornici să vă ofere o doză de inspirație. Lăsați-i să vă încurajeze și nu vă veți simți copleșiți. Capricorn, bucurați-vă de atenția celor din jur, ceea ce ar putea să vă dea încredere. Totuși, acest lucru poate deveni o problemă dacă vă lăsați duși de val. Vărsător, se anunță o perioadă bună în plan sentimental. Este posibil să întâlniți o persoană pe care o veți îndrăgi, așa că nu stați prea mult pe gânduri. Pești, veți înțelege stările negative ale celor dragi, de aceea veți fi un sprijin important pentru ei. Puteți deveni o punte între persoanele respective și cei din jurul lor, dar nu lăsați acest lucru să vă afecteze propriile relații.